Hei, bună, bine v-am regăsit la un nou filmuleț. O altă săptămână, alte cumpărături, bineînțeles. Am fost în oraș cu alte treburi și dacă tot am fost acolo, Carol a zis nu intri la Kaufland să mai iei așa ce-ți mai trebuie. Dar am ajuns să-mi iau și ce nu-mi trebuie, dar în fine, nu mi se pare că am dat mult exagerat, dar am dat. Având în vedere că acum o săptămână am fost. Am dat 544,49 pe tot ce vedeți aici. Am luat un sac mare de cartofi, nu știu cât are, 10 kg sau nu știu cât are, banane, piersici, vinete iarăși, că am luat și în cumpărăturile trecute și am făcut salată de vinete și toată lumea a mâncat, deci a fost... Deci acum le-am văzut, acum nu le-am văzut, s-a terminat foarte repede. Usturoi pudră granulat și dacă vă întrebați ce fac cu el, nu fac nimic cu el. Băieții vor să meargă la pește mâine. Și nu știu ce rețetă au ei de facem o meală cu pudră de usturoi, deci nu știu. Lămâi, doi săculeți din ăștia de lămâi, pungi pentru coșul de gunoi de la bucătărie din ăsta la 60 de litri. Un pepene uriaș, are 10 kg. Deci abia aștept să mănânc, că mi-este poftă. Două sticle de Coca-Cola Zero, un Sprite, lapte, un suc din ăsta cu rodie. Aiana a vrut fixativ să-și facă freza. Am luat o găletușă din ăsta de Olympus iaurt cu specific grecesc. Două pungi din astea de nuci și amestec de fructe uscate, marca Kaufland. 4 cutiuțe din astea de curmale, deci la noi se mănâncă curmalele. Eu acum am luat să fac o rețetă, deci am luat curmale nuci uscate și amestec de nuci uscate cu fructe uscate și două pungi de ovăz. Vreau să fac biluțe din acelea, cu curmala este îndulcitorul și lipiciu și așa, am luat tuc, două pentru mâine la pește. Am luat covrici, tot pentru pe... Am luat vopsea de păr, m-am gândit să-mi schimb culoarea, că nu știu, nu mai îmi place deloc culoarea care o am. Este Sayas, Dusty Caramel, îi zice, e un gri, am luat două. Două caserole de piept de pui, vreau să fac mâine pentru la pește, să avem de mâncare acolo, că avem ladă frigorifică și nu are rost să iau să fac mâncare în căldură, aia le fac acasă. Am luat înghețata asta la set, am mâncat eu una. Și a luat Carol din astea pentru Adidas, nu știu cum le zice. Două pungi de orez din ăsta marca Kaufland, 4 pâini, Rivex și piesa de rezistență. Deci ce o să vă arăt acum? Deci mi-am luat levânțică iarăși, pentru că nu știu ce se întâmplă, mi se prinsese și mie anul trecut și mi-am rupt o bijou. Și aici, tara! Ăsta este măslin. Deci mie nu vine să cred că am găsit măslin, pomișor de măslin, și arată foarte bine. Am dat 55 de lei pe el, deci nu puteam să plec de acolo să nu-l iau. Chiar sunt curioasă cum o să reziste. Zice că îi trebuie soare foarte mult. Da. Cam astea sunt cumpărăturile mele, deci m-am grăbit și am făcut filmulețul foarte scurt de data aceasta, dar eram foarte entuziasmată de... Uite, mi s-a rupt o crăcuță în mașină, că am fost cu Volkswagen-ul Bentley și e spațiu puțin, dar nu-i nimic. Zice că trebuie udat foarte des și soare foarte mult și nu știu ce să fac. Sfătuiți-mă care aveți, să-l țin afară în soare direct sau în casă la fereastră, nu știu. Deci e destul de înalt, cred că are 50 de centimetri, nu știu să zic. Dar da. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem la următorul filmuleț. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag.